prietenii mei am vorbit despre această investiție și unii sunt pro și alții contra. Eu cred că ar fi foarte bine ca pădurile și natura în general a Rosiei Montane să fie lăsată în pace pentru a trăi cât mai mult. O mare speranță pentru a găsi o slujbă bine plătită și a trăi mulți ani cu bani mulți, ceea ce nu este adevărat, pentru că nu se vor putea bucura niciodată de banii pe care îi primesc în urma acestei investiții, pentru că sănătatea lor oricum o să fie distrusă datorită cianurilor și a substanțelor poluante. Toți sunt flămânzi de bani. Nu țin cont de viața naturii și de viața locuitorilor și s-ar putea dezvolta aici, în localitate.